Și acum un pic despre omul care, sau persoana care îi spuneți că este hapsân. Practic, un om s-a dus cu gunoiul, două găleți, a început să caute prin gunoaie, ca să fie treaba completă, și mai avea și două găleți de gunoaie pe care le-a aruncat la tomberonul. E, în momentul acela când voi a spus este hapsân, eu l-am văzut pe bunica mea din partea lui tată. Da. Am văzut mult mai multe. Mi-am adus de bunica mea, săracul, Dumnezeu să-l ierte, în care și el a pățit o treabă, ceva de genul, mult mai nasoală. A fost scos pe boală, pe caz de boală, ceea ce vă și doriți voi, pentru mine, nu știu de ce. Vă doresc același lucru ce îmi doriți și voi mie, că numai așa veți cunoaște. Așa. Și mai singurul lucru care mai lipsește în toată această scenă, cuțitele pe care săracul bunică mea le avea în mână și o alerga pe bunica mea în casă. Și aveți o poveste specială. Dacă e hapsân, uite, vă povestesc eu despre hapsân. Și deși cu mine nu s-a certat și cu toate cele, și m-a învățat destul de multe, așa, pentru voi este hapsân. Pentru altul, a fost o persoană în care alerga cu cuțite. Pentru altul este ceva de genul: ia uite, asta și-a construit casa, asta mică și micuță. Atunci el își va face dita mai palatul, pentru că este hapsân. Și dacă este hapsân, va sta în mijlocul casei sau pe undeva, ceva de genul, în mijlocul mansardei, și se va uita în stânga și în dreapta. Nu o va face acum, o va face peste o lună, peste două, peste trei. Acum are RCA. Are RCA. Da, are RCA. După ce nu mai avea RCA-ul, atunci o să aibă o mare belea. Că da, dăm pe poezii, pe rime și pe toate cele. Asta e viața. Dacă nu cunoști viața omului, te bagi peste ea, dar cunoști totul, frate, totul. Știi, până la ultimul degețel. Este hapsân, este hapsân. Eu v-am spus, am trăit astfel de lucruri, părinții mei și mai mult. Și o seară plăcută, o dimineață plăcută. Vă doresc.